școlar. Da, vreau să vă spun că de ceva timp sunt în un permanent contact cu conducerea unităților de învățământ de pe raza orașului Iuricani, în mod deosebit cu doamna director general Sanda Cornelia, și căutăm soluții, desigur, având în vedere că școlile nu au bani. Ăsta este adevărul. Ministerul, guvernul, știți foarte bine, nu a asigurat resursele financiare necesare pregătirii noului an școlar în ceea ce privește digitalizarea, materiale de protecție, mânuși, măști și așa mai departe, și găsim, încercăm să găsim, să căutăm soluții locale. Din acest motiv, vreau să vă spun că am identificat deja o serie întreagă de măsuri, am făcut rectificare de buget, deși nu am stat, nu am dormit, și practic sunt mai multe puncte care serioase care trebuie rezolvate, astfel încât copiii, cadre didactice, personalul auxiliar să beneficieze de cele mai bune condiții, astfel încât să prevenim, să combatem și să prevenim acest flagel numit COVID-19. De aceea vreau să vă spun că am făcut rectificări de buget. Deja suntem în procedură de achiziții pentru fiecare sală de clasă. În fiecare școală, câte un laptop, pentru că, așa cum a solicitat conducerea școlilor, aveau nevoie de cameră web, aveau nevoie de instrumentar IT care să le asigure, în cazul, în condiții excepționale, posibilitatea de a efectua acolo unde sau când va fi cazul învățământul online. Din acest motiv, în programul acesta de digitalizare a școlii, astăzi când vorbim, deja s-a ajuns la, se lucrează la școala 2 pentru introducerea internetului, școala 1, liceul tehnologic, au rezolvat acum ceva timp în urmă, astăzi când stăm de vorbă, se lucrează la școala 2. Și practic fiecare sală de clasă va avea semnal pe internet. De asemenea, ne-am mai gândit cea mai grea, sau dacă vreți, unde având în vedere că resursele locale nu sunt atât de puternice, ne trebuie foarte multe miliarde de lei vechi pentru achiziționarea de tablete pentru elevi. Motiv pentru care am pus în mișcare personalul de specialitate din primărie, de la compartimentul de dezvoltare, proiecte europene, sigur, sub coordonarea mea, vom scrie în regim de urgență un proiect pentru atragerea de fonduri europene, astfel încât toți copiii, dar absolut toți elevii, să beneficieze de tablete, fiecare tabletă să fie dotată cu internet, pentru că vorbim de situația în care copiii trebuie să lucreze de acasă și nu știm dacă toți vor avea internet. Și tabletele să fie, practic, achiziționate pentru toți copiii, indiferent de condiția lor socială. Nu putem să facem discriminare. Oricum, ultimele date pe care le-a dat conducerea școlii au o comunicare online cu inspectoratul, în care le-au spus numărul de elevi care elevii care nu dispun nici de laptop, nici de calculatoare, sunt 712. Și atunci că am considerat că trebuie să facem un efort să luăm pentru toți copiii, fără niciun fel de discriminare. Ne vom mișca în regim de urgență atât cât permite legea. Sunt niște proceduri pe care trebuie să le respectăm, să ne pregătim și pentru situația când, Doamne ferește, da, se vor închide școlile. Dacă mă întrebați pe mine, eu, din păcate, dacă lucrurile merg așa la nivel de guvernare, mi-e teamă că în lunile următoare, după alegeri, că până la alegeri știți foarte bine, trebuie să ascundem sub preș gunoiul. Mi-e teamă că se vor lua asemenea măsuri. Și atunci încercăm să pregătim cât de repede putem acel proiect pentru atragerea de fonduri europene, astfel încât vom face ședință de Consiliu
în regim de urgență, atât în momentul când avem, așteptăm normele metodologice de la Ministerul de Resort, vom scrie proiectul, hotărâre de Consiliu, vom convoca Consiliul Local în regim de urgență. Norocul meu, recunosc că avem majoritate în Consiliul Local și le mulțumesc cetățenilor că mi-a dat această posibilitate, pentru că altfel, credeți-mă, că în ședințe de îndată extraordinare, dacă nu aveam majoritate, ceilalți consilieri nu veneau numai ca să pună piedici. Că nu, e politica asta murdară a unora de multe ori. Indiferent, nu interesează, din păcate, pe unii politicieni decât să pună bieții în roate. La noi nu este cazul și clar vom depune cererea de finanțare, vedem care sunt reglementările, pentru că încercăm și o achiziție în regim de urgență, atât cât permite procedura, pe un credit angajament. Noi am făcut o estimare, costurile vor fi undeva la peste 8 miliarde de lei. Guvernul Orban, vreau să vă spun că la anul acesta la rectificare, spre rușinea lor, spre rușinea lor, ne-au dat câteva zeci de mii de lei. Total insuficient. Tot luna aceasta, vreau să vă spun, vom face o rectificare de buget prin care să putem asigura pentru persoanele cu asistenții personali și pentru persoanele cu dizabilități sumele necesare de bani pentru indemnizațiile și salariile asistenților personali, deoarece guvernul Orban boicotează primăriile din România, în sensul că nouă ne-au dat de la constituirea bugetului, deci au venit premeditat să pună piedici primăriilor și probabil primăriilor care nu le sunt prietene politic, doar 50%. Este foarte important să spun lucrul ăsta, doar 50%. Îmi aduc aminte anul trecut când guvernul Dăncilă propusese să dea 90% din banii necesari pentru persoanele cu dizabilități și pentru asistenții personali, cum scrie de altfel și în legea finanțelor publice locale. Marii primari peneliști, începând cu Falcă, de pe temai Robu, chiar un primar de la sectorul 3 Neguiță, care era de la PSD, de atunci, iată, trecând acum în altă parte, trebuia să ne dăm seama că erau bețe în roate, au făcut gălăgie că de ce nu dă și ceilalți 10%? Deci primăriile trebuia să pună doar 10%. Și la rectificare i-au dat și pe aia 10%. Actualul guvern, doar 50%. Adică până la urma urmei, este obligația statului român. Noi luăm din altă parte, nu vă ascund, de la salarii, de la salariile de la personalul primăriei, să putem asigura, este și un șantaj politic, din punctul meu de vedere al PNL-ului, ca înainte de alegeri să ne pună într-o situație în care să nu asigurăm, dar noi asigurăm pentru că, din punctul meu de vedere, aceste persoane niciodată nu trebuie lăsate la o parte, pentru că sunt persoane cu probleme. Sunt persoane vulnerabile. Vreau să vă spun că ne-am gândit și la partea a doua, trec acum din nou la pregătirea anului școlar. Trebuie să achiziționăm materiale de protecție, dezinfectante, de curățenie pentru școli. Și aici ne-am gândit, am zis cu doamna directoare, toți banii de care mai dispunem, facem tot posibil, am făcut o rectificare, deja vă spuneam, astfel încât la nivelul unităților de învățământ să luăm primele pentru să ajungă nu doar pe luna septembrie, și o parte din luna octombrie, în condițiile în care măștile vor fi schimbate în fiecare zi, să luăm primele 20.000 de măști pentru școli, pentru școlile din Uricani, undeva la 15-16.000 de măști pentru elevi și undeva la 3-4.000 de măști pentru cadre didactice și personalul auxiliar. De asemenea, trebuie să ne gândim, pentru că personalul auxiliar care lucrează acolo, administrativ, trebuie, vă dați seama, să asigure curățenia în zone și vom dota inclusiv prin acționarea de mănuși. O parte le-a cumpărat școlile înainte, doamna directoare, vă dați seama din ce bani a mai putut, a mai primit, a mai... Dar e clar că trebuie să cumpărăm și aici mănuși. De asemenea,
O altă măsură care e foarte, foarte importantă este vorba de materiale de curățenie. Vom discuta în continuare să vedem ce materiale de curățenie trebuie să luăm, ce materiale de dezinfecție trebuie să luăm și pentru că vă dați seama, ne trebuie dezinfectați de mâini, ne trebuie săpun lichid, ne trebuie soluții dezinfectante pentru tot felul de spații, cum sunt grupurile sanitare, sunt acele covorașe, da, pe care calcă copiii cadrele didactice la intrare, la ieșire, ca o măsură de dezinfecție. Practic încercăm să acoperim tot ce este necesar, astfel încât anul școlar în orașul Uricani să înceapă cu asigurarea absolut a tot ceea ce este necesar, mai puțin tabletele pentru copii, pentru că nu am găsit cele peste 8 miliarde de lei care ne trebuiește pentru acționarea acestora, motiv pentru care vom depune în regim de urgență, vom scrie în regim de urgență, după aceea depunere în regim de urgență, un proiect pentru atragere de fonduri europene, pentru că am discutat cu un reprezentant al Comisiei Europene, nu vă ascund, cu domnul Victor Negrescu, care mi-a dat această informație și există această posibilitate și vreau să o fructific. Practic, trebuie să trecem la fapte. De fapt, noi am trecut la fapte, vă și spuneam, deja partea de digitalizare își urmează cursul și credeți-mă, anul școlar va începe cu aceste probleme rezolvate, am spus mai puțin tabletele. O altă măsură pe care am discutat-o cu doamna directoare general, cu conducerea școlii, de fapt, este aceea că noi propunem ca elevii, acolo unde sunt clase cu foarte mulți elevi, că avem cazuri de clase cu 30 de elevi, și sunt foarte bine, distanțarea socială trebuie să fie de un metru. Odată nu avem nici banii necesari, dar este și o prostie să punem acel plexic ca într-o pușcărie între copii, pentru că imaginați-vă, este un fâs ăsta. Distanțarea de un metru e obligatoriu și mai bine soluția pe care o propunem noi este că acolo unde sunt clase și sunt destule cu mai mulți elevi, să lucreze în două schimburi. Este cea mai bună soluție pentru a nu pune elevii în pericol, pentru că acel plexic, o groază de bani, distrugem băncile, pentru că băncile acelea, ca să plinzi, trebuie găurite și vă spun, costă fantastic de mult. Și nu e o rezolvare. Pentru că copiii știți foarte bine, vorbim de plexic, mai trebuie să recunoaștem. Toți am fost copii. Unii mai năzdrăvani, alții mai, da, se mai rup, se mai... Stam cu firme de specialitate la pândă, hai să reparăm că s-a rupt plexicul. Până la urmă, copiii sunt copii, trebuie să luăm măsuri practice. Asta e toată, dacă vreți, și suntem. Vreau să vă spun că în dinamica aceasta a pregătirilor, vreau să vă spun că noi ne-am gândit, eu din experiența pe care o am, pentru că eu nu sunt și îmi cer iertare, nu vreau să politizez, pentru că tot ce se întâmplă din partea guvernului este vom face, îmi cer scuze, papagali. Ne-am dat seama din timp, de aceea luăm măsuri din timp, pentru că nu ne putem baza pe guvern. Cine se bazează pe guvern astăzi, să-și ia la revedere de la deschiderea anului școlar. Cu toate că este obligat, este un regim de urgență, acum este un regim de stare de alertă. În orice legislație, în Constituție, unde vreți dumneavoastră, guvernul avea obligația să asigure tot ce trebuie pentru școli, pentru copii. Pentru că așa cum scrie în Constituție, învățământul este gratuit. Administrațiile publice locale, stoarse de bani, pentru că știți foarte bine că până în prezent toate costurile, toate cheltuielile, cu ce s-a întâmplat în oraș, cu măsuri de dezinfecție, dezinsecție, prevenire, mă rog, străzi, cartiere, blocuri, vă dați, am pus la un moment dat în fiecare scară de bloc acele cutii cu material de dezinfectant de mâini. O groază de cheltuieli pe care guvernul nu a vrut să le deconteze. Efectiv, este propagandă, propagandă și propagandă. Minciună, minciună și iar minciună. Vom face. Nu, noi facem. Și nu o spun din răutate. O spun într-un fel cu durere în suflet, pentru că mă doare, pentru că este guvernul nostru al tuturor românilor, și mă doare când văd că sunt neputincioși,
când văd că nici nu acceptă, pentru că nu au mai experiență și îmi cer iertare, nu critic. Orban vine din șomaj. Orban a fost o perioadă scurtă viceprimarul Traian Băsescu și n-a învățat administrația publică locală. Vin doar cu vrăjeli, cu minciuni, cu abureli. Nu e normal. Noi, vreau să vă spun că am stat și stăm la dispoziție oricând să le dăm cele mai bune soluții. Și am spus măcar parte din bani. Pentru că vorbim până la urmă de copiii României. Copiii nu au culoare politică. Dar guvernul a împărțit țara în două. Vreau să vă spun că i-au umplut, dar i-au umplut cu bani pe primarii PNL, sub diverse forme, acoperindu-le diverse cheltuieli, astfel încât din banii care le rămân să nu aibă probleme cu ce se întâmplă acum, pentru că și aici, scuzați-mă că vorbesc în termeni mai neacademici, o șmecherie inventată de PNL, grosolană, abominabilă, vreau să vă spun, din punct de vedere politic. Le-au dat bani acolo unde ei să nu facă eforturi pentru investiții, da, știți că și noi avem proiecte europene, multe fonduri câștigate, sunt plini de bani și primăriile celelalte care nu le sunt prietene ne-au pus în situația și au încercat să ne blocheze, n-au reușit. Când este vorba de copiii noștri, când este vorba de învățământ, și pentru mine învățământul chiar este o prioritate, nu ne jucăm, lăsăm totul deoparte, astfel încât copiii, dar copiii să aibă cele mai bune condiții. Partea de tablete. Sunt prea mulți bani. Și mă uimește, vă aduceți aminte că președintele a câștigat alegerile cu unul din punctele lui importante. Vorbea că învățământul, de învățământ. Fâs. A ieșit președinte? Nimic. Să facă autoritățile locale. Noi nu le dăm la o parte, dar îi obligă legea. Obligă guvernul, obligă statul român, legea să asigure cele mai bune condiții. La Hurican, vreau să termin într-un ton optimist, am făcut toate eforturile și le vom face în continuare, împreună cu conducerea școlilor, astfel încât anul școlar să înceapă în cele mai bune condiții, atât cât putem noi. Vreau să vă spun că să-i fie rușine domnului Pârvan Ilie, nu vreau să politizez, inspector general școlar este drept, provizoriu. Faptul că anul viitor va ieși la pensie și nu-l interesează, domnule, odată nu a venit la primar, este și din Uricani, să spună, domnul primar, noi cu ce vă putem ajuta? Păi este frică, nu-mi dau seama, înțeleg incompetența, dar măcar să pui o întrebare, măcar să întrebi, este din Uricani. Vine în Uricani, nu le interesează de învățământ, se plimbă pe străzile orașului pentru a face campanie cu brichete, cu pliante, cu afișe, cu PNL-ul. Domnul inspector general Pârvan, domnule, eu n-am început campania și chiar dacă a început oficial, pentru că mă preocupă problemele de zi cu zi. Mă preocupă cum încep copiii școala, cadrele didactice. Domnule, n-am stat de vorbă o oră să veniți la Uricani decât ați mers pe străzi în campania electorală cu slugile dumneavoastră și nu v-a interesat să discutați cu noi sau cu conducerea școlii tet-a-tet, față-înfață. În primul rând pentru străzi din Uricani. Cum ajungeți pe funcție? Cum uitați? Să vă fie rușine, dar voi trece cu vederea dacă măcar în ultimul ceas înțelegeți, să veniți aici la birou, la mine, vă aștept cu drag, cafea, ce vrea pălăria dumneavoastră și haideți să discutăm, pentru că problemele elevilor și ale cadrelor didactice sunt cele mai importante. Lăsați, Doamne, iartă-mă, campania, domnule, din 10 ore de program de lucru, domnule, măcar o jumătate de oră acordați-o pentru pregătirea noului an școlar. Vă mergeți numai, dați câteva cuvinte la televizor și nu faceți nimic. Să vă fie rușine, în primul rând, că sunteți din Uricani și n-ați mișcat un deget, n-ați vorbit un minut cu conducerea școlii, cu noi. Pentru dumneavoastră nu sunteți șefii noștri. Nici noi șefii dumneavoastră. Trebuie să colaborăm. Și deschiderea mea este una fantastică, mă cunoașteți. Știu că vă e rușine că nu ați făcut nimic, nici un leu investiții pentru orașul Uricani.
Lăsați că le facem noi, dar vrem să vedem din partea dumneavoastră măcar bunul simț, măcar, dacă vreți, o dorință așa, să văd că doriți ceva. Să dea Dumnezeu sănătate și vă spun că începem anul școlar în condițiile cele mai bune. Am spus un lucru pe care nu ne dă voie legea, pentru că ca să asiguri tablete promise de guvern pentru elevi, dacă ne spunea de acum 3-4 luni de zile să avem timp să facem licitația, o făceam. Pentru că un lucru mai trebuie să-i fie rușine guvernului Orban. Din luna martie au tot promis că vin măști. Din luna martie, fraților. Ia, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie. De 6 luni licitații, paralicitații pentru persoanele aflate în dificultate. Persoane cu dizabilități, asistenții personali, cei cu pensii sub 700 de lei și așa mai departe. Dom'le, 6 luni de zile să nu vină măștile la acești oameni. Să vă fie rușine. Rușine, rușine și iar rușine. Măcar nu mințiți, dom'le, spuneți că nu luați, nu ne țineți pe noi până în ultima 100 de metri cu minciuni. Minciuni și iar minciuni. Atât. Despre școală vreau să vă spun că nu vom precupeți niciun fel de efort, astfel încât tot ce depinde de noi să facem, vom face. Și ce putem, desigur. Aș vrea să vă întreb ceva. Ați spus că elevii vor merge la școală pe două schimburi. Acolo e propunerea noastră. Cei care sunt acasă vor face cursuri online? Nu. Adică, un schimb dimineața și un schimb după amiază. Am înțeles. Da? Iar școlile sunt pregătite, digitalizarea școlilor nu se oprește. La începutul anului școlar, programul de digitalizare va fi pus la punct. Rămân doar atâta, și încă o dată repet, achiziția de acele tablete, care, din punctul meu de vedere, vor depăși 8 miliarde de lei. Și acele tablete vor fi achiziționate cu abonament de internet pe 2 ani. Asta este dorința noastră. Pentru că nu știm ce se întâmplă. 2 ani de zile acei copii trebuie să aibă tablete. Îl mai fac o mică paranteză. Îi mai spun domnului Pârvan să-i mai fie rușine de ceva și lui și guvernului sau ministrului învățământului. Pentru că nu a utilizat vacanța de vară în care să fie realizat un program astfel încât cadre didactice să poată, acolo unde era cazul și sunt destule cazuri, să poată parcurge, dacă vreți, un curs de perfecționare în ceea ce înseamnă folosirea noului mecanism, că până la urmă este o provocare. Trebuie să răspundem dinamicii prin care trecem, noilor provocări la care trebuie să găsim răspuns. Mă refer la un curs de pregătire acolo unde este cazul a cadrelor didactice pentru utilizarea, atenție când spun, nu a calculatorului, a sistemului online. Da? Cum comunică online cu toți copiii? Pentru că aici nu vorbim de un telefon în care eu vorbesc cu Nea Ion, cu tanti Margheala. Vorbim de un cadru didactic care trebuie, prin sistemul online, să discute și să poată comunica cu toți copiii din acea clasă. Da? Și atunci, asta e normal. Adică asta ar trebui să se întâmple. Din păcate, nu se întâmplă. Nu s-a întâmplat. Deci noi am pierdut vacanța de vară doar cu propagandă politică. Eu pe domnul Pârvan n-am nimic cu el personal. Dar nu pot, domnule, să nu spun adevărul. Nu pot să nu spun adevărul. În afară de campanie electorală, omul ăsta n-a făcut nimic. Norocul meu că lumea îl cunoaște în Uricani. Dar nu îl cunoaște în județ. În Uricani lumea îl știe de ce e în stare. Faptul că anul viitor îndeplinește condițiile de pensie, este și ăsta un pericol. De ce l-au mai pus? Bine, e provizoriu, e adevărat. Din provizorat în provizorat. Dom'le, dar punem oamenii incompetenți pe funcții de conducere? Asta este problema. Dom'le, n-am nimic personal cu omul ăsta. Dar când vedem că se duce de râpă totul, nu se pregătește nimic în zona învățământului. Și mai spun un singur lucru. Da, trebuie ca, așa cum medicilor,
care intră în contact cu bolnavii sau cu posibilii bolnavi, când te duci la analiză cu COVID-ul, da? Li se dă un spor. Da? Un spor de pericol sau ce este ăla. Și la cadrele didactice, pentru că intră în contact cu elevii, și la cadrele didactice pentru că se supun unui real pericol. Și aceste cadre didactice trebuie să beneficieze de acest spor. Mă uimește că n-am văzut sindicatele lor. Domnule, eu am pregătire, pentru că, domnule, mâine, băi, dacă noi mai fi pe la primărie, da, eu am studiile necesare, inclusiv modulul pedagogic la facultate, făcut de 2 ani de zile, să predau un învățământ. Cum să stai tu deoparte, tu sindicalist, lider de sindicat, fără să te rupi pentru drepturile cadrelor didactice? Nu fac propagandă, ci spun că, mai ales în asemenea situații, cadrele didactice, ca și medicii, trebuie să beneficieze de suport din partea statului. Iar liderii lor de sindicat stau deoparte. De ce? De ce nu spun? Nu li s-a mărit salariile? Măcar să le dea acel spor pe perioada asta. Nu merită? Cam atât am avut de spus.